Telescopul spațial James Webb reprezintă un proiect științific ambițios conceput pentru a ne ajuta să răspundem la întrebări esențiale despre univers. Cum am ajuns aici? Suntem singuri în cosmos? Cum funcționează în realitate universul? Bazându-se pe moștenirea telescoapelor spațiale anterioare, telescopul împinge limitele cunoașterii umane, explorând formarea primelor galaxii și descoperind noi lumi. Fiind cel mai mare și mai puternic telescop spațial creat vreodată, acesta ne dezvăluie zi de zi imagini și descoperiri pe care nu le-am fi crezut posibile. Iată cele mai recente imagini uimitoare pe care le așteptam de la telescopul James Webb. Misiunea telescopului James Webb. Am mai discutat și în alte episoade despre misiunea și scopul lui James Webb. Dacă ești deja familiar cu aceste informații, poți trece peste acest scurt capitol. Dacă nu, rămâi aici deoarece acest context te va ajuta să înțelegi mai bine imaginile descoperite de James Webb. Acest telescop este rezultatul unei colaborări internaționale remarcabile între NASA, Agenția Spațială Europeană și Agenția Spațială Canadiană. Lansat pe 25 decembrie 2021 din Guiana franceză, telescopul este dedicat explorării a patru domenii esențiale ale cercetării: primele lumini din univers, formarea galaxiilor în universul timpuriu, nașterea stelelor și a sistemelor protoplanetare, precum și studiul planetelor, inclusiv al originilor vieții. Puternicul James Webb captează imagini impresionante ale corpurilor cerești, continuând moștenirea telescopului spațial Hubble și folosind unul dintre cele patru instrumente cheie ale sale, camera cu infraroșu apropiat, care furnizează imagini de înaltă rezoluție și date spectroscopice pentru o gamă largă de investiții. De asemenea, James Webb studiază exoplanetele descoperite de telescopul spațial Kepler și completează observațiile realizate de telescoapele terestre în timp real. Universul în infraroșu. Telescopul spațial James Webb al NASA a capturat cea mai profundă și clară imagine în infraroșu a universului îndepărtat de până acum. Denumită primul câmp profund al lui Webb, această imagine detaliată a clusterului de galaxii SMAX 0723 a fost prezentată de președintele american Joe Biden în cadrul unui eveniment la Casa Albă în 2022. Imaginea surprinsă de Webb, care acoperă un spațiu de mărimea unui grăunte de nisip ținut la distanță de un braț, oferă o privire fascinantă asupra unei mici părți din vastul univers. Masa combinată a acestui grup de galaxii acționează ca o lentilă gravitațională, mărind galaxii mai îndepărtate, inclusiv unele care au existat atunci când universul avea mai puțin de un miliard de ani. Imaginea telescopului dezvăluie un caleidoscop de culori, evidențiind locurile unde se află praful cosmic, un element major pentru formarea stelelor și ulterior a vieții. Galaxiile albastre conțin stele, dar puțin praf, în timp ce obiectele roșii sunt învăluite în straturi dense de praf, iar galaxiile verzi sunt bogate în hidrocarburi și alți compuși chimici. Aceste date ajută în prezent cercetătorii să înțeleagă cum se formează, cresc și fuzionează galaxiile și în unele cazuri de ce nu mai produc stele. Vizualizarea detaliată a telescopului a dezvăluit structuri fine în galaxii extrem de îndepărtate, oferind cea mai completă imagine a universului timpuriu de până acum. Această imagine ne arată clusterul de galaxii SMAX 0723 așa cum arăta acum 4,6 miliarde de ani, cu multe alte galaxii vizibile atât în fața cât și în spatele său. Misterele planetelor pitice din orbita lui Neptun. Centura Kuiper, vasta regiune de la marginea sistemului nostru solar, plină de obiecte înghețate, reprezintă o sursă inestimabilă pentru descoperiri științifice.
Detectarea și caracterizarea de către telescopul James Webb a obiectelor din centura Kuiper, denumite și corpuri transneptuniene, contribuie la o înțelegere mai profundă a istoriei sistemului solar. Recent, spectrograful în infraroșu NIRSPEC de pe telescopul Webb a fost folosit pentru a analiza trei dintre aceste corpuri înghețate, Sedna, Gongong și Kuawar. Având un diametru de până la 1000 de kilometri, aceste obiecte pot fi clasificate drept planete pitice, iar oamenii de știință au fost deosebit de interesați de compoziția lor chimică. Observațiile au scos la iveală detalii fascinante despre orbitele și compoziția lor, inclusiv prezența hidrocarburilor ușoare și a moleculelor organice complexe, formate probabil prin iradierea metanului. După cum era de așteptat, telescopul a dezvăluit că toate cele trei obiecte sunt alcătuite în principal din gheață de metan și roci de silicat, însă s-a descoperit și prezența etanului, cea mai mică concentrație fiind pe Kuawar, iar cea mai mare pe Sedna. În plus, acetilena și etanul au fost identificate pe toate cele trei corpuri. Cea mai îndepărtată galaxie cunoscută. În ultimii 2 ani, telescopul spațial James Webb a fost folosit pentru a explora Cosmic Dawn. Perioada timpurie de după Big Bang, când s-au format primele galaxii. Aceste galaxii oferă informații esențiale despre evoluția gazelor, stelelor și găurilor negre într-un univers tânăr. În cadrul programului James Webb Advanced Deep Extragalactic Survey, prescurtat JADES, echipele internaționale de astronomi au observat între octombrie 2023 și ianuarie 2024 galaxia JADES GS-Z14-0, situată la doar 290 de milioane de ani după Big Bang. Folosind camera cu infraroșu a telescopului, a obținut un spectru care a stabilit un nou record pentru cea mai îndepărtată galaxie observată vreodată. Din imagini se găsește că sursa are o dimensiune de peste 1600 de ani lumină, ceea ce demonstrează că lumina provine în mare parte de la stelele tinere și nu de la emisia din apropierea unei găuri negre supermasive în creștere. Această lumină stelară sugerează că galaxia are o masă de câteva sute de milioane de ori mai mare decât a Soarelui. Galaxia masivă formându-se într-un timp foarte scurt, deși nu este la fel de albastră cum s-ar fi așteptat, indicând prezența de praf, telescopul a detectat emisii puternice de gaz ionizat, inclusiv oxigen. Prezența oxigenului atât de timpuriu în viața acestei galaxii este o surpriză și sugerează existența mai multor generații de stele masive înainte de formarea galaxiei. Toate aceste observații de pe urma imaginilor ne spun că JADES GS-Z14-0 nu seamănă cu tipurile de galaxii care au fost prezise de modele teoretice și simulări pe computer. O privire nouă asupra planetelor Jupiter și Saturn. Deși telescopul spațial James Webb este proiectat să studieze cele mai vechi stele și galaxii ale Universului, observațiile sale recente ale sistemului nostru solar au fost remarcabile. În octombrie 2023, James Webb a surprins un jet de mare viteză pe Jupiter, cu o lățime de aproximativ 5000 de kilometri și o viteză de aproape 515 km pe oră, o caracteristică nevăzută anterior. Mai mult, în iunie, telescopul a detectat pentru prima dată dioxid de carbon în oceanele de apă sărată lichidă ale lunii înghețate Europa a lui Jupiter. Observatorul spațial a oferit de asemenea o perspectivă nouă asupra lui Saturn.
surprinzând sistemul său de inele delicate și 3 dintre cele 146 de luni cunoscute. Saturn apare neobișnuit de întunecat în imaginile infraroșii ale lui James Webb, deoarece la această lungime de undă, gazul metan absoarbe aproape toată lumina solară care intră în atmosferă, conform NASA. Exoplanetă la 12 ani lumină distanță. O echipă internațională de astronomi a utilizat telescopul spațial James Webb pentru a fotografia direct exoplaneta Epsilon Indi AB, aflată la aproximativ 12 ani lumină de Pământ. Această planetă are o masă de câteva ori mai mare decât Jupiter și orbitează în jurul stelei de tip K Epsilon Indi A, care este de aproximativ aceeași vârstă ca Soarele. Observațiile au fost realizate cu ajutorul coronografului de pe Miri, instrumentul cu infraroșu mijlociu al telescopului Webb. Deși doar câteva zeci de exoplanete au fost fotografiate direct de observatoarele spațiale și terestre, imaginea recentă a lui Epsilon Indi AB este deosebită. Imaginea este în mare parte neagră, cu o trăsătură de scară albăstruie vizibilă în centru. Un cerc negru din centrul imaginii blochează lumina stelei gazdă, iar în partea stângă jos a cercului apare un cerc portocaliu strălucitor reprezentând exoplaneta. Această descoperire este deosebit de interesantă, deoarece Epsilon Indi AB, fiind mai caldă și mai masivă decât Jupiter, este totodată cea mai asemănătoare cu Jupiter dintre exoplanetele fotografiate până acum. Concluzie. Telescopul spațial James Webb, cu tehnologia sa avansată, ne oferă o privire fără precedent asupra Universului, dezvăluind atât misterele adânci ale cosmosului, cât și detalii captivante ale propriului nostru sistem solar. Telescopul continuă să surprindă cu imagini spectaculoase ale primelor galaxii, planetelor și exoplanetelor, de la descoperirea celei mai îndepărtate galaxii observate vreodată și analiza detaliată a planetelor pitice din centura Kuiper, până la observarea unui jet de mare viteză pe Jupiter și detectarea dioxidului de carbon în oceanele de apă sărată ale lunii Europa. Descoperirile recente subliniază importanța acestui telescop în extinderea cunoștințelor noastre și ne inspiră să explorăm și mai adânc tainele Universului. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest video, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.